Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:34 de minute, 19 mai 2021. Da, 2021. Da, ni se întorc valorile, prieteni. Am mai zis, bomba săptămânii, angajarea doamnei Viorica Dăncilă la BNR drept consultant pentru trecerea României la euro. Să rămână, doamnă. Vă imaginați așa ceva? Eu eram realmente îngrijorat pentru soarta doamnei Dăncilă, pentru că nu mai știe nimic de... E și o națiune nerecunoscătoare. Da, corect. Ai văzut, dânsa a fost prim-ministru, după ce n-a mai fost prim-ministru, n-a mai fost nimic. Ăia de la partid au dat-o de colo-colo. Dânsa s-a rugat să-i dea și ei un post de parlamentar. Nu i-au dat, n-au pus-o pe liste, n-au angajat-o, n-au nimic. A trebuit să vină domnul Isărescu să o salveze de la șomaj. A avut și ghinion. Ai văzut că în străinătate toate personalitățile astea, după ce își termină cariera, se duc, țin conferințe, exact, și așa mai departe. Exact. A venit pandemia, nu s-a... Da, n-a fost putut să organizeze conferințe, absolut evenimente, nimic, da, să facă mentorat. N-a angajat-o nicio firmă privată. Mă, cât de nerecunoscător este mediul privat. Păi să nu angajezi tu un prim-ministru? Noi la Europa FM de ce n-am angajat-o? Să-i fi dat o emisiune de matematică. Ar fi fost foarte tare să facă teleșcoală. Da, sau limba engleză în 60 de minute. De ce s-ar nenoroci un fost prim-ministru să ducă în mediul privat? De năroc să fii. Păi aici se plătește bine, se, nu? Se rămâne în mediul unde se fac banii frumos. Păi ce, la stat se dau bani? Așa am înțeles. Nu, eu știu că mediul privat se câștigă bine. La stat e mai greu, că asta e, nu? Adică până și domnul Grindeanu, pe care l-au scos cu forcepsul de acolo, că nu vrea să plece. Păi asta zic. A primit un job ca lumea. Frumos de tot. La vremea respectivă, așa proscris cum era. Băi, dar toți primesc, asta este, toți primesc. Deci, practic, dacă numai intri... Numai domnul Dragnea a rămas la stat. Da, uite, domnul Dragnea, da, într-adevăr, a rămas, dânsul chiar a rămas la stat. Nu, dar mulți alții. Măi, adică dacă te angajezi, practic, dacă ești sinecurist odată în România, măi, ești sinecurist pe viață. Da. Adică te angajezi, e pe viață postul tău și mai nou am văzut că lași și la copii, la nepoți, la amante, adică să ai grijă de familie. Toți oamenii ăștia sunt oameni de familie, ei au grijă de familie și au grijă unii de alții. Pe doamna Dăncilă, cum te-au lăsat-o? Nu înțeleg atâta nerecunoștință. Noroc, cum am spus, cu domnul Isărescu și a explicat domnul Adrian Vasilescu, consilierul, nu? Domnul Isărescu de o viață, a zis așa, citez despre doamna Dăncilă. Uite, un om care recunoaște valoarea. A zis, înainte de a fi prim-ministru, a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcționar european, cunoaște toate căile din Uniunea Europeană. Acolo cunoaște oameni, mai ales din zona verde, a zis. Ecologiști, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. Bă, nu... Profund. Nu, domnul Vasilescu, serios acum, doamne, nu vă e rușine să ne dați cu ditirambi de ăștia de... Bă, bune, ce vorbe a schimbat, că în afară de make photo și he-he, n-am auzit o schimbări nicio vorbă, nicio limbă. Coffee, despre ce coffee vorbe, tea, aici? Coffee tea. Nu, adică, pe bune suntem, da, exact. Ne batem joc așa pe față, inventăm personalități, știm foarte bine, toată lumea știe despre cine vorbim acum. Măcar tăceți din gura, asta e, lăsați-o să treacă. A fost, a trebuit să am, trebuit să o mână spală pe cealaltă, am angajat-o, asta e, mergem pe burtă, așteptăm să treacă scandalul. Bă, dar să ieși în public să spui, este o mare personalitate, a băut cafea. A fost, a schimbat vorbe. Ce vorbe a schimbat? Că n-a vorbit. Am văzut singurul interviu pe care l-a dat în engleză, era în română. A întrebat o reporteriță, să vorbesc serios, este o înregistrare de când era europarlamentar, o reporteriță care se duce la ea, o fată oarecare, nu știu din ce țară. Se duce și pune o întrebare în limba engleză și asta răspunde în limba română, pentru că evident îi dăduse întrebările înainte, aia întreabă în engleză și asta răspunde fluent în limba română. Și consideră că Pakistanul și Iranul sunt în Uniunea Europeană. Deci este praf, doamnă Dăncilă, praf. Bun, va avea un salariu de aproape 191.000 de lei anual, 16.000 de lei lunar, doamnă Dăncilă la BNR. Domnul Vasilescu spune că vor fi foarte mulți astfel de consultanți, vor fi mai mulți. Deocamdată s-au făcut doar primele angajări. The Expendables. Da. Doamnă Dăncilă, înțeleg că l-au mai angajat pe domnul Pașcu, mă rog, dar la departamentul ăsta de energie verde. Că doamna Dăncilă este angajată la energie verde, au luat-o la Rabla Plus sau ceva. Este singura angajată. Deci e cam bancul ăla, cum se face, vă spun, se face un sondaj de opinie internațional ca să afle cine sunt cei mai buni din lume ca să păstreze secrete de serviciu. Vine americanca și zice, soțul meu știe unde lucrez, dar nu știe cu ce mă ocup. Eu nu știu nici unde lucrează și nici cu ce se ocupă.
Eu nu duc acasă hârtii personale de serviciu, el nu aduce hârtii de la serviciu, practic nimeni nu știe nimic. Vine japonezul. Eu și nevasta lucrăm în același birou, dar eu nu știu cu ce se ocupă ea și nici ea nu știe cu ce mă ocup eu. Și vine și românul. Eu, zice românul, lucrez singur într-un birou. Cum o să fie doamna Dăncilă? Nu știu cu ce mă ocup, dar nici nu mă interesează. Pe onoarea mea, asta este doamna Dăncilă, care o să se ocupe de adoptarea, trecerea la euro. Asta, desigur, după ce o să învețe matematică cu aria cercului, pentru că trebuie să mai studiem acolo. Deși aparent, dânsa spune că știe o grămadă de lucruri. Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteți spune? Raza la pătrat. E pi ori raza la pătrat. Pi ori raza la pătrat. Am dat meditații la matematică și credeți-mă. Să ne ferească Dumnezeu. Că am putea, dacă aveți timpul liber, să veniți alături și să vedem cine știe matematică. Ne mai încurcăm într-un pi acum. Da, corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.